care a fost cel mai scump tablou pe care l-ați vândut vreodată? Sincer să spun, chiar nu știu. Ei, așa? Nu, chiar nu știu. 50, 100 de mii? Nu știu, nu, și nici nu umblu cu bani. 200, 300 de mii. N-am ceas, n-am bani la mine, n-am nimic de felul ăsta. Banii sunt în bancă. Așa, cu vorba lui Einstein, cu partea administrativă se ocupă nevastă, da. Am chiar nu știu. Ați vândut un tablou cu 1 milion de dolari? Sunt pe cale să-l vând, da. Nu, n-am vândut cu 1 milion, dar așa va fi. E normal. Cui vindeți un tablou cu 1 milion de dolari? Păi eu cred că celui mai inteligent om, care va ști să-l ia cu 1 milion și să-l vândă mai târziu cu 30 de milioane. Și ce mi se și pare? Ce reprezintă tabloul ăsta? Un milion de dolari? De un milion ca de dolari? Toate, gata. Eu cred că o operă nu stă în ce reprezintă, cum cred unii, că dacă îl reprezintă pe Ludovic e mai scumpă decât pe Popescu. Nu. Și în valoarea operii propriu-zise, și mai sigur, artiștii întotdeauna au avut ei o valoare. Altfel să vinde un Salvador Dalí, altfel un altul, altfel. Zic, valoarea stă în operă. Dar ce poate să fie un pătab? Ce ați pictat în tabloul ăsta? Domnul Tucă, hai să vă spun atunci, pentru că, într-adevăr, e bună întrebarea. Eu am spus cândva și repet acum, că ne aude și lumea. Eu n-am crezut niciodată că artistul este un meseriaș care execută tablouri, că e un profesionist care execută tablouri ca să aibă lumea ce pune în casă. Eu am fost convins că arta e o misiune, sunt foarte convins că dacă eu nu transmit un sentiment etern uman, dacă nu sunt hărăzit să fac, să izbucnească, să existe flacăra asta de-a lungul timpului și mereu oamenilor să le spună că sunt ei acolo, că e opera lor. Dacă nu există acest sentiment uman și această viață care izbucnește din ea, atunci nu am făcut o operă de artă. Deci, cum reprezintă la mine? E atât de greu de povestit, dar pentru oamenii care... Povestiți-le. Care știu mai bine lucrările. Ei și pe drept unii spun că le aduc și noroc. Sunt terapeutice, că le schimbă și starea. Schimbă atmosfera, atmosfera în casă, schimbă aerul. Schimbă sufletul, pentru că e o radiație pe care o transmit. Deci arta nu e o imagine, domnul Tucă. Aici lumea greșește. Cred că ce e propriu imagine, dar imaginea poate să fie propagandă, poate să fie reclamă, poate să fie fotografie de familie sau de orice poate fi imaginea. Arta este acei curenți teribili, acea emoție pe care și acel mesaj pe care artistul transmite prin opera lui. Asta se întâmplă și în poezie și în tot. Dacă nu e așa, nu e artă, e un tablou. Domnule Bălașa, de știrea pe care ne-ați furnizat-o în seara asta e o știre de senzație care poate să înceapă orice jurnal din România și nu numai și poate să țină știrea asta și prima pagina ziarului. Sabin Bălașa vinde un tablou cu 1 milion de dolari. Cine cumpără tabloul? A fost dată vreo comandă? Pentru că știu că ați lucrat opere și la comandă. Păi stați, domnul Tucă, că suntem plin de... În artă, imaginația e foarte tare, dar să vede că e și aici. Deja am ajuns la concluzia că chiar îl vând pe ăla de 1 milion. Dumneavoastră mi-a spus. Nu. Deci nu, aveți un tablou de 1 milion de dolari. Cum? Am un tablou de 30 de milioane de dolari. Totul e să se grăbească să cumpere. V-am spus, deștepții cumpără acum, nu? Câte tablouri de 1 milion de dolari aveți? Eu am acolo, am securizat atelierul, nu știu, așa. Dar nu trebuie chiar să dau zvonuri câte și când. În orice caz, un lucru e clar. Am venit de la Iași și primul lucru care l-am făcut, am fugit repede în atelier să lucrez. Asta fac tot timpul. Dacă lumea ar ști câte tablouri a șters Sabin Bălașa, s-ar îngrozi. Dar nu le mai știți, dați-mi le mie. Mulți mi-au zis dați-mi asta mie, și m-au pus în gardă. Nu las nicio schiță până nu le rup, până nu le șterg. De ce? De ce? Pentru că ceva nu mă mulțumește pe mine. E adevărat. Sunt și dacă le ștergeți și le rupeți, ce faceți? Renașteți? O, sigur, ele rămân acolo. Intră în topitorie, din nou.
Din nou, acolo se... Cum se face în, în gușa albinei, secretul ăla, nu-l cunosc nici eu, cum se face mierea, intră din nou în topitorie și peste câtva timp ideile astea apar, încep să iese mai departe. Care sunt culorile preferate din topitoria Sabin Bălașa? Acum lumea fabulează că întotdeauna ceva că albastru, toate lucrările mele ar fi albastre. Dominanta e albastră, în general, în lucrările mele. Dar nu e un albastru așa care îl iau din tub și îl pun pe... Așa, reproduceri, sunt cam slabe reproducerile astea. Dar oricum se vede. Nu, n-am nimic împotrivă. Când imaginea spuneți-mi se câți vede. Bani ați câștigat din pictură până acum, că simt că am scăpat printre degete. Încerc să evaluez cât mai bine și să-i pun pe fața, să vă pun în fața telespectatorilor spunând lucrurile care țin de artă, care țin de emoție, care țin de culoare, dar pe de-o parte vreau să spuneți și lucrurile comerciale, pentru că Sabin Bălaș este un pictor comercial, cu ghilimele de rigoare. Să mai bine spun, lucrările sale se vând la prețuri foarte mari. Expoziția pe care ați avut-o ultima dată la Sofitel, unde ați avut-o aici, s-au vândut lucrările dumneavoastră, sau au costat, nu știu cât s-au vândut, între... Nu s-au vândut toate, nu? Între 9.000 de dolari și 35.000 de dolari în tablou. Așa puțin. Extraordinar. Și cum atunci înseamnă că sunt mulți oameni care nu-și cunosc bine interesul. Trebuia să nu mai rămână una acolo. Cum o să fie atât? Nu, nu. Dar cum o să fie prețurile astea? Și lumea să nu se grăbească. Oare chiar credem că atât o să coste o pictură de Sabin Bălașa? În 2-3 ani chiar. Aveți tabloul ăla de $1.000.000? L-aveți pictat? Cum? Îl am. Ce reprezintă? E, iată, asta e secretul. Păi spuneți-ne ce reprezintă. Eu știu precis întotdeauna, simt că înainte, se anticipează niște lucruri, înainte să se petreacă. Dar nu e bine. Eu zic că trebuie să fie surpriză. Pe urmă, nu prea cred eu că un lucru se face doar că ne vine în minte. Eu sunt omul electric care îmi vin idei fulgerătoare și tot eu singur mă răzgândesc fulgerătoare. Numai pe inspirație și pe pasiune. Păi și fresca de la Iași cum ați făcut-o? Că are 54 de metri pătrați. Ați avut atâta inspirație pentru 54 de metri pătrați? Iată, ăsta era misterul. O doamnă care intra de la... Că nu le-am dat voie să intre. Rector, un om superior, categoric, ca să dea un exemplu, a spus eu nu vreau să intru. Las nici senatul, bineînțeles. Oameni care, de fapt, au comandat lucrarea și au plătit-o la un preț modest, după părerea mea, pentru că le-am cerut 800 de mii. Dar pentru că iubesc Iașu... 800 de mii le-a cerut pe fresca? Normal, normal. Normal. Este o fereastră spre abis, spre univers. Va dăinui acolo. O să înceapă... Ce reprezintă fresca? Galaxia iubirii se cheamă, ca să descrie o pictură, e greu. În orice caz, ce reprezintă? Ce se numește galaxia iubirii? În mintea dumneavoastră, ce a reprezentat acest amestec de culori care s-a numit până la urmă galaxia iubirii? Ei știau ce o să pictați când v-au dat comanda și le-a cerut 800 de mii de dolari? Nu. Ce a zis? Domnul Zbălașa, ne faceți o frescă de 54 de metri pătrați. Firește. Acum, când se uită toți la lucrare, se întreabă, pentru că într-adevăr au fost oameni care regretă că n-a fost o comisie să mă învețe cum să pictez, de altfel ei au și uitat. Cine că s-a vim. Da, au fost. Nu sunt mulțumiți? Nu universitarii. Au existat niște glasuri din ce îmi spunea. Eu nu prea citesc presa, ăsta e adevăr. Da. Citesc așa dacă aud că un om inteligent care are și nume scrie ceva de mine, onoarea, citesc, dar în general eu nu le citesc. Dar ce am auzit, că erau discuții, că de ce nu am fixat tema cu cei care îmi comandă. Acum când văd toți lucrarea, se uită la ea. Mă întreb, cum Dumnezeu când se uită la ea puteau ei să știe ce pictez acolo când eu nu știam exact. Domnul Tucă, dacă nu ești, dacă misterul nu glăsuiește prin tine, dacă nu se întâmplă să fii depășit dincolo de intuiție, să fie depășită rațiunea ta, cunoștințele, inițierea, tot. Dacă nu vine mereu un miracol care e greu de explicat în urma unei munci imense, e adevărat, și dacă tu nu ești surprins până la urmă de ce ai făcut,
precis s-a întâmplat ceva, precis te-ai oprit, precis să rămâi definitiv jos. Deci eu nu știam. E misterioasă lucrarea, însă eu sunt foarte convins că este una din operele mele cele mai mari, care problema banilor cade, va cădea, cade în fața fiecăruia când vede această lucrare. Vreau să dau chiar un exemplu cu o doamnă, a intrat de la cancelarie când era gata și a dat cu ochii de mine și s-a simțit, a fost jenată și am spus, intrați doamnă, poftiți, s-a terminat lucrarea și am văzut că nu mai înaintează, a rămas cu ochii la lucrare. Și i-am spus, poftiți, doamnă, sunteți invitata mea, cu o sinceritate totală s-a întors la mine și mi-a spus, nu pot, domnul Bălașa, mi s-au tăiat picioarele. Am înțeles. Era impresionată de lucrare? Era impresionată. Uh-huh. Deci, întâi trebuie văzută lucrarea. Ce facem? Ce dăm lumii? Dacă suntem oamenii care creăm această poartă spre univers, această spiritualitate, imaginați-vă, domnul Tucă, că o să intrăm în Europa peste puțin timp, nu o să vă fie rușine cu lucrarea aia și cu mine. Nu o să intrăm complexați. Precis.